Și așa, nu o să văd chestiile alea rotunde pe care fetele le-au. Salut, șacalilor! Ce faceți? Să știți că am luminițe și dacă nu vă place așa, pot să fac așa. Ia uitați aici ce lumină. Dar n-are sens, pentru că eu sunt lumina. Cum zic toate mămicile, oh, copilul e lumina ochilor mei. Așa sunt și eu pentru voi, sunt lumina ochilor voștri. Let's go. Am primit o sumedenie de mesaje. Să ne uităm un pic peste canalul Vlad Alexandrescu. Oficial este al doilea cel mai cringe YouTuber din România, după mine, bineînțeles. Capul sus rege, că scade corona. Măcar așa să fiu și eu în top. Hai, de obicei când mulți uită fără să abonezi, puteți să vă abonați acolo și după să activați clopoțelul, bam, dați pe toate notificările acolo și sunteți notificați. Bineînțeles că avem și canalul de gaming, unde multă lume nu se abonează, l-aveți în descriere, Niculeț, îi dați un subscribe. Rotim de roata misterioasă challenge cu iubita mea, o rotire, o provocare. Let's go. Ok, mam. Ok, deja e un pic cam... mă, e cam tare. Guys, astăzi o avem cu tine aici pe iubita mea, Denisa. Știți cum se aude? Știți cum se aude? Salut, șacalilor, ce faci și bine v-am regăsit astăzi cu un super mega bun. Nici la concert la Horia Preciu nu era așa tare muzica, da? Da, hai să fiu aici. Acum probabil că vă întrebați cum am reușit eu să am o iubită așa de frumoasă. Nu este cum ce eu știu, dar... două teorii. Unu, îi plac banii. Și doi, este robot. Hai. Nu te aud. Hai. Are auzul foarte dezvoltat. Poate chiar este robot. Bă. Acum o să învârtim de roata. Bă, ce terminat. Mă gândesc că face intenționat așa, na, pentru că poate pe unii copii, pe copii ăștia aici îi prinde, pe ăștia Maria Muză. Eu chiar m-am auzit. Bune, îi cringe, dai Caterinca, da, îi cringe. Da, eu leacă, Caterinca, dai cringe în același timp. Dar așa contrast puternic, bă, ăsta aici, super happy, bă, și super așa energic, rău, pe treaba aici. Și tipa asta era aici. Hai, mă, că am programare la unghii la 3, hai, mă. Ia să vedem, ia. Schimb de haine. Schimb de haine. Oh my God! Nu, Vlad, nu vreau să pun hainele tale pe mine, nu mă prinde. Ce? Nu le speli niciodată. Bă, a, o bublită o râsă și pe a noua mai reușit, dar mă pare. Imaginează să stai serioasă să vorbești așa, bă. Nu, Vlad, nu mă ating de hainele tale pentru că put și nu le speli niciodată. Denisa o să rotească de roată. Hai, Denisa. Nimerește schimb de haine pentru că m-am săturat să stau așa. Tot arăt bine în hainele astea. La ce mă uit? Schimb de haine. Distrugi. Distrugi. Oh, ce no! Distruge? Oh, wow. Distrugi ceasul de la mână, nu mă interesează. Nu. Nu, 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 gata, nu. Ăsta e destul, nu. 2.300.000 de vizualizări. Deci eu pot să o distrug și pe mama, mă, și nu fac atâtea vizualizări, să mor. Cine reușește să stea până la sfârșit, îi dau eu follow pe Instagram. Așa, cadou de la mine pentru voi, să văd cât de puternici sunteți. Squid Game în viața reală, joci sau mierlești? Ia să vedem aici. Ia. Astăzi o să jucăm Squid Game în viața reală. Yo, prietene, la început încă jocul. Și eu sunt concurentul 001. Primul joc este lumină verde, lumină roșie. Iar Game Masterul este asistenta mea îmbrăcată în haine la reducere. Timerul începe acum. Hai, credeam că e bunicuța să mă... Lumină verde, lumină roșie. Sper să nu pierd din prima rundă. Ferească Dumnezeu. Cât timp o să mă mai ții așa? Hainele astea nu sunt făcute pentru jocul ăsta. Doamne, la ce mult. Lumina verde, lumina roșie. Doamne, nu, gata, nu. Nu mai, e mult, e mult. Ideea e că și eu sunt cringe, deci toată lumea este cringe din punctul altuia de vedere, da? Și eu sunt mega cringe. Dar, bă, verișorile, nu sunt chiar așa, vera. Adică, dă o îmbră, băi, oi, avea loc unul la cringe, bă, dar nici chiar, bă, așa. Cad eu pe poziția 2, dă mie medalia de argint, eu nu mai de aur, eu nu pot, bă. Din greșeală am ajuns la videoul ăsta. Deci așa arată Squid Game de buget. Te cam mișcai pe lumina roșie, dacă erai în serial, erai mort de la primul pas. No, no. N-are treaba. Oh. Pot să te țin așa cât timp vreau eu. Hai de capăt. Nu mai poți să respiri zi lumina verde? Să la picioarele tale! Pupă-mi picioarele! Nu, scrumos! Doare! Hai de capăt! Nu am fost eliminat! Bă, deci trebuie să-mi țin mâini la spate ca să nu închid videoclipul, jur. Trebuie să stau așa. E șansa mea acum!
roșie. Pe bune. Lumina verde. Oh my god! Am făcut-o! Wow. Am făcut asta! Yeah, baby! Suntem de-abia la prima rundă și sunt amestenuat complet. Dar suntem abia la prima rundă. Oare cine știe ce va fi în următoarea rundă? Poate veți afla dacă veți cumpăra merch-ul din descriere și veți da like la acest videoclip. Oh! M-am lămurit și cu Squid Game în viața reală. Oare a făcut bannerul ăsta la troll sau chiar l-a făcut ca lumea, dar nu-și dă seama că nu se vede bine. Gen, se vede așa, știi, și... gen, e tăiat. 844.000 de abonați, să nebunesc. Dacă te uiți în jos, pierzi 10.000 de lei challenge. Let's go. Uite, ce tare. Ce alege Vlad? Stăteam în pat și sufeream după despărțirea mea. Când am văzut asta? S-o despărți. O care mi-a dat follow. Ce? Devine interesant. Apoi am realizat că era un cont fake. Dar atunci am văzut ceva ce urmează să-mi schimbe privirea asupra lucrurilor. Astăzi o să fac iCraft. Pentru 30.000 de lei. De ce este băiatul ăsta atât de extra? Deci sunt, de ce e atât de extra, bă? Și bagă în el băiatul ăsta, uite, eu bag fructe și nu am atâta energie. Ci bagă, că vreau și eu. Ei, mai dăm o încercare. Hai, că se poate. Putem. Asta o să fie greu, pentru că fata asta este mai bună ca toate fostele mele iubite. Nu pot să cred că o zis asta. Asta o să fie mai greu decât mine de la... Wow, Dumnezeu, oh. Să vorbim de foste! Uite cine doar ce mi-a apărut pe pagina de For You! Vai de capul meu! Hai, las-o vere! Hai, las-o vere! Băi, du-te! Nu mai pot! Eu nu am văzut chestii no, alea, nici măcar... Împreună! Spre pedeapsă! Da! Pa, pa, AirPods! Oh, acolo era celălalt AirPod al meu? Oh, de ce? Bă, nici dacă tai ardei, nu dai atât de încet, bă, să mor. Hai de capul, eu nu vreau să mă las aici. Nu a plecarea, l-ai pierde fiecare dată. Asta e o strategie genială. Mă uit la marginile ecranului și așa nu o să văd chestiile alea rotunde pe care fetele le au. Nu, stop, joc, I hope. Dar cum poate să facă 19 minute de clip de ăsta, Verio, dacă vorbesc 3 ore pe clip, nu scot atâta, bă? Cum Dumnezeu, bă, 19 și editat, bă? Deci, oricât de cringe ar fi, deci oricât de mega cringe și penibil și pueril și foarte ciudat ar fi, este de apreciat faptul că totuși le muncești, adică s-o leacă muncite față de mine care pun camera pe o cutie... și microfonul pe altă cutie și filmez, e ceva. Pentru atâtea unghiuri de camere și atâtea așa, are, da, aici reușește, da, măcar atât, asta da. Cine poate primi cele mai multe bomboane de Halloween? 99 de metode. Mai putem, cum să nu mai putem? Dacă facem videoclip de 15 minute, poșu, gata, hai că... Astea sunt metodele la care s-au gândit netoții ăștia să apeleze pentru bomboane. O zis netoții cumva? Este spooky season! Eu zis bunică, dar bunică s-a netoată? Pentru prima tură o să trebuiască să improvizez. Hai de cap, mă. De dat, de dat. Nu e nimeni aici. Cred că a fost o fantomă. Glumesc de Harry. Unde e tot nu am... Glumesc de Harry. Deci am eu o criză, nu există. Am eu o criză nervoasă de aia, cred că sunt cu moralul la pământ sau țântri, că altfel nu pot să înțeleg de ce aș de la așa ceva, jur. Încă. Cred că a fost o fantomă. Încă o dată, vă rog, eu. Glumesc de Harry. Unde e costumul? Ce mai da? Ui, n-am oprit la un frame prea bun. Nu, chiar n-am oprit. Uai, Sfântă Marie. Lumea de Halloween. Deci nu râde doamna, nu râde la aici. Cred că am avut eu un moment aiurea, știi? Un moment mai așa. Și voi ați râde dacă ați auzit pe cineva că zice: nu, am făcut o glumă de Halloween. Nu e așa amuzant. Pot. Nu am nevoie, pot fi orice personaj vrei. Pentru că sunt actor. Pot fi vampir. Pot fi zombie! Cred că nu este
îngăduiești mai mult. Adică nicio bomboană. Gait, eu m-am consumat în Vlad Alexandrescu. Am gheață pe încheietură. Am gheață la gât. Am gheață până și la corp. Fiindcă îngheț în hainele astea subțiri. Și nu unul cu un rând, spaghetele de cașcaval. Hai, am gheață și la mână, am gheață la corp. Îngheț în hainele astea. E foarte frig, e frig rău. Ce m-a venit iară? N-a venit, e de la gheața mea. E ninge, zăvad, de la mine, de la mine. Ce doamnă-i foarte tare. Urăsc copilul ăla. Hai, da. În parc cunoscut. Sunt Vlad Alexandrescu. Sunt Vlad Alexandrescu. Fotul meu preferat. Pe el îl iubesc necondiționat. Pe lumina ochilor mei. Ce-am zis, ce-am zis? Mai multe bomboane? Da. Hai de capul meu. Mulțumesc, wow. Să am burta plină de seară. Dar despre tata e albiciosul, ce părere? Bătrânul, ăla! Asta nu a mers cum așteptam eu. Costumația... Asta am împrumutat o haină de la mamaie. Eu să pretind că sunt mini Vlad Alexandrescu. Dar trebuie să mă grăbesc, mă cam dor genunchii. Ai, ferească sfânta mea mamă. Doamne, mulțumesc că n-am ajuns așa. Nu ne dați. Hei, sunt aici. Cine este? Nu, gata. E, nu. Stop. Bă, cum stă el seara, bă, sau când Dumnezeu stă el? Oare ce să fie? Ia să mă apuc eu să scriu scriptul pentru videoclipul de mâine. Da, și aici îl îmbrac pe tataia așa, aici voi țipa, aici mă rostogăresc, aici mă îmbrac în mamaie. Cum? Pentru că e un întreg script aici, cred, sper că nu-s filmat așa la glumă, sper. Băiatul ăsta este, nu că aur, este Bitcoin. Bitcoin e de la Bacău să mor. Mi-a plăcut, mă jur, aia cu haul, cea mai tare, mă jur. Am râs, bă, deci asta cel mai tare am râs. Tot respectul pentru timpul alocat videoclipurilor, este greu, într-adevăr, să faci asta, durează, e greuț, în schimb, pentru ce să prezint în videoclip, nu o comentez. Am asta a fost videoclipul, aveți canalul de gaming în descriere, hai să facem 200.000 de abonați până la Crăciun. Contul meu de Instagram tot în descriere, faceți voi ce vreți pe acolo. Corect, era să vă înscrieți pe Instagram dacă ați reușit până la finalul videoclipului, dar fără să aveți starea pe care am avut-o eu, adică fără să puneți așa mâinile la spate. Știu că ia iurea, bă, că mă mai ieșu la YouTuber de ăștia care reacționează la chestii cringe, să zic așa. Efectiv, eu pun stop, adică uneori mi-e greu cât să uită ăla, știi ce zic? Și să vă mai zic, veți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat! Bobo!